Hei, salutare toată lumea și bine am venit la un episod. Bă, înainte să începe episodul vreau să vă învăț cum să intrați pe Metin 2 Ro, adică când îl aveți pe Steam, când vi-l luați nou pe Steam. Nu o să intrați pe Ro, o să intrați pe un server global, adică nu o să intrați pe Ro, adică pe Dragon, pe toate astea, pe Phoenix, pe toate astea, nu o să puteți să intrați pe ele, o să intrați pur și simplu pe un server global. Ei bine, cum faceți când vreți să intrați pe Metin 2 Ro? Dați aici proprietăți, deci clic dreapta pe jos proprietăți. Duceți la language și dați pe română. El normal o să fie aici, nu pot, că nu pot să modificam jocul portii. Deci el o să fie doar asta pe engleză. Na, voi stați pe română și după aia când intrați o să fie Metin 2 Ro. O, dacă ați început deja să lucrați pe ălalt, o să vi se reseteze. Dar nu e nici măcar o problemă. Am vrut doar să vă învăț, ok? Pentru că mulți zic, băi, frate, nu te pot întâlni. Gheară de lopă asta, cred că era a mea, adică am câștigat-o eu. Ok, da, am făcut Yang-ul ăsta. Până acum, vai, eu trebuie să fac 100 și ceva de mic ca să pot să-mi iau iteme ca lumea. Și cel mai probabil o să fac și un giveaway cu un item ceva. Acum nu știu, depinde pentru ce caracter vreți voi. O să fac un stropul, adică pentru ninja, pentru războinic, pentru ce ați vrea voi, știi? Să fac ăsta, gen giveaway, știi? Așa, habar nu am pentru ce aș putea să-l fac, nu știu. Pentru, probabil pentru războinic, ăsta e cel mai popular. Adică o să cumpăr un item scump, gen de vreo 200-300 de... Bine, nu scump, ăsta de 200-300 de mii de iancuri, nu-i nu știu ce, dar e ok, pentru un începător e ok. Și o să fac giveaway, frate, cu el. Ia, uite ce aici, mâncați aș gura ta. Ok. Acum, ce aș mai vrea să fac iteme, să le vând și să fac misiuni, dar misiunile deocamdată le las. Până mai o fac și eu aici niște yanguri. Vreo 40 de mii vreau să am deocamdată. O, licoare roșie. Da, stai ca de asta am nevoie. Dar unde sunt? Uite, ah, cred că le-am pe aici. O, suliță. Suliță pe așa plus 0. Bă, a, valoarea atacului. Da, echipabil războinic. Wait, păi dacă e pentru războinic echipabil. A, dar e pentru level mare, e pentru level 15. Eu am 11. Ok. E super ok. E 30-44. Eh, damage un pic mic. Eu am cu 80 de mediu, dar nu e bai, e ok. Uite, probabil cu itemul ăsta o să fac și giveaway, gen, dar o să mai dau ceva pe lângă itemul ăsta. Ce trebuie, unde se duce ăsta? A, se duce jos, du-te, mă, te duci jos. Ok, hai să luăm, uite, încă o licoare roșie. Nice, very, very nice. Și ce-am mai luat? PLM plin de hackeri peste tot. Ho-ho! Băiatul s-a ofticat. Plin de hackeri. Ok. Mamă, ce e aici? Intru ne. Intru bă, gamiaș, să-mi bag ea, intru și prin ăștia de level 16, bă, gamiaș. Mai știu când aveam sabia aia slabă. Opa, 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 băieții, ce să faceți? Băieții, băieții, m-au terifiat, ești prost? M-au terifiat, am uitat să dau pe licoare. Adică am uitat să dau pe, ce zic, pe poțiune, dar nu-i niciun bai. Pentru că se rezolvă imediat. Stai să-mi dau respawn, restartează aici. Da, mă, da, asta să-mi regenerez. Dăm aici unul ăsta. Băgăm o licoare roșie. M-am băgat din greșeală, am dat din greșeală, am dat din greșeală, jur că am dat din greșeală, wow, i-am distrus, ok, i-am terifiat pe băieți. Jur că am dat din greșeală, what the fuck. Ok, pe ăștia nu cred că mă mai pasă, o să mă bag pe, a, nu, ăștia nu mă bag acum pe, uite, de level mai mic, uite pe aici, de level 9. Da, o să fac și misiuni, da, wow, ce faceți băieți, sunteți periculoși, a? E cât de băieți, periculoși. Ok, ia uite, mamă, ce mai să dăm și pe ăștia. Ce faceți băieții mei? Ok, salut. Mai e un joc Stronghold, nu mai știu cum, care e tot ceva de, adică e de strategie ăla, știi? E super șmecher, l-am jucat de multe ori și dacă vrei să faci serie și cu el, adică trebuie să-ți construiești castelul tău, armata ta. E un pic mai vechi, dar există și un Stronghold mai nou, Stronghold Crusader sau ceva de genul. Căutați-l pe Steam, că e și pe Steam, l-am pe Steam, știi? Și poți să-l filmezi. E super șmecher jocul, adică e ceva de strategie, pui, oricum e super vechi, dar e șmecher. Adică, știi, vorba aia, nu grafica face jocul, deci, adică, pe cel puțin pentru mine așa e, nu grafica face jocul, ci conținutul jocului, adică, cum zic toți, că, băi, frate, ce-i cu grafica asta? Mie nu mă interesează grafica la un joc serios, mă interesează gameplay, ce grafică, ce mizerie de grafică are jocul ăsta, adică, bine, pentru 2006 jocul ăsta era super șmecher, dar acum e o mizerie de grafică mereu ce jocuri, acum și uite că mă joc, frate, mă joc, pentru că îmi place gameplay jocuri, chiar dacă mă joc și CSGO și alea care sunt mai noi, mă joc și ăsta, frate, mă joc și Samp, nu știu când o să mai postez, probabil zilele astea o să mi-l reinstalez, că nu l-am avut, că mi-am reinstalat Windows-ul acum recent, că aveam frame drop în CS când făceam live și când filmam, știi, și trebuie să-mi reinstalez Windows-ul și am mai merge, nu mai ok, dar, a, să-mi bag și Samp și o să mai filmez, adică, adevărul e că n-am mai postat ceva timp, Samp.
Deci îmi pare rău. Mamă, uite ce e aici, mă. Bă, uite, am văzut și iteme. Am văzut de aici, l-am văzut cu coada ochiului. Ia uite-l. Clopot de... A, dar am nevoie de la. Uite, licoare roșie, de asta am nevoie, man. Dar nu înțeleg cine naiba lasă licoare așa, gen, costă mult, frate, 200 de astea costă vreo 300-400. Bă, de fapt, bine mult, pentru mine ar fi mult, dar pentru unul care are multe ianguri n-ar fi foarte, foarte mult, știi ce zic? Dar oricum e super, super, frate, adică să găsești așa pe jos 5 de astea e ok, zic eu. Las un pic să mă scrape mâna. Da, pui mie, las un pic să... Oh, își fac ceva! Ok. Da, e că vă, e că vă. Nu o să mă duc pe ăștia. Uite, pă, a, nu, level 16. Salut, frate, ce faci? Hai să-ți vină și frățiorii tăi să te ajute. Ăștia scâine. Bă, dar stai, e vreo misiune, asta ingrediente pentru tratament. Ce mai face de... A, s-ar știu. Nu o vreau, frate, nu mă să... Nu-mi place misiunea ei de caca. Adică trebuie să mă duc în satul lui nu știu cine să întreb pe nu știu cine ceva și nu-i șmecher. Bă, m-ați adăugat la prieteni, am văzut câțiva, să un pic să văd la prieteni, uite, și prieteni. Prieteni. Ia uite, m-ați adăugat. 2. Super. Na, adică mă cheamă Raul Oiga și v-am zis, v-am și explicat la începutul videoclipului cum să intrați pe ro, pentru că inițial, uite, licoare roșie, dă-i frate, dă-i mâncați așa, uite, licoare roșie, am văzut-o de aici, am văzut-o, pac, salut frate, dă-i, dă-i de pe ea, dă-i pe ea, am luat-o, n-am luat-o. A, nu-i cules de mine. Nu aș vrea asta. Șaman. Apărare. Bă, s-ar putea să pot să o vând, ok. Deci o să postrez. Salut, băieții. S-ar putea să pot să o vând, deci da. Da, știți ce mă gândeam, frate? Să facem gen așa, să mergem undeva în mijlocul urșilor, adică pe acolo, pe undeva mai încolo, sau nu, mai încolo, gen, nu știu exact unde, sunt și tigri de level 16, mamă, de azi nasu-i, frate. Acolo doar dacă mergem în gașcă. Da, și doar acolo, doar așa îi putem bate în gașcă și o să facem un live, mamă, și mergem acolo, facem itemei. Dacă sunt pentru război, mi le dați mie, dacă unul dintre voi are ninja și eu mie pică din ninja vă dau vouă, știi, și așa facem itemei și le vindem. Oho, salut băieții. Hai că fac și o level 12 imediat, de aia mă bat acum mai mult, știi, că așa puteam să fac misiuni. Bine, și din misiuni faci level mai rapid, dar așa mai vorbim, știi? Așa la misiuni, pe lămă. Și plus că e plictisitor, trebuie să ajungi într-un sat în altul, ce dracu. Aici mai e acțiune, mai e udaia, mai e câte o gheară. Ok, hai frate, când fac și o level up, îți dăm și noi o poțiune. Bă, ce n-am nevoie? Sulița asta, războinic, da, e pentru level 15, totuși 30 de damage, 44, nu așa la nimic chestia asta, să știți. Mă gândeam să păstrez asta. Da, asta ok, o să o păstrez. Adică bine, o să o păstrez până mă duc la shop. Sau să mergem acum, hai să mergem să o vindem, frate. Ia să un pic, să mă las o moră, stai. Give the bitch. Am dat din greșeală cu mana-ul. Nu poți ataca. Hey man, am dat cu ea din greșeală, stai să o pun aici, că dau cu ea din greșeală. Hey man. Băi, frate. Stai, stop, 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 nu mai da, nu mai da. Perfect, respawnează în oraș. Ok. Mergem în oraș, stai să-mi pun armura. Mergem în oraș, cum s-ar spune? Stai. O să încarce metinul acum. Mergem în oraș și vindem ce am luat. Ok, very nice, very, very nice. Ok, să-mi pun armura pe mine. Bam. Și mergem la văzătorii de acolo. Ma, uite ce stai aici, fac ăștia afaceri. Mi s-a și blocat jocul. Fac băieții afaceri aici. Ba, aoleu, ce se blochează că se spawnează ăștia, mâncați. Ia, 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 ce aici. Ok. Bă, de când a apărut metinul pe Steam, adevărul că joacă mult mai mulți. Adică și eu m-am băgat, uite, deja am 10 ore în 2 zile, dar da, bine, nu m-am jucat așa de mult, dar totuși, 5 ore pe zi am jucat. Sal, magazinul general, hai să vedem. 160 de yang, o să păstrez. 80 de yang, ăsta nici nu-i pentru mine măcar. Bă, de fapt știu ceva, până la nivelul ăla, suriță, păi, engine plus, dă-te bă de aici. 600 de ani, ho, frate, 40.000, bine mă, lejer, frate. Ăsta e pentru șaman, I don't need that shit. 160, ăsta e tot pentru șaman, îl vând. Și astea toate sunt pentru șaman, so...
Le vând. Ăsta e pentru ninja, îl vând. Bă, dacă vedeți vreun item pe aici și aveți voi ninja, de exemplu, puteți să-mi ziceți că vi-l dau. 252 am prins de licoare roșie. Ce căcamă, mă, nu vând licoarea nici morți, să o pun aceea. A, nu, stai asta cei. A, șaman, dă, tempis, dă, uite. Șaman, ok, îl punem aici ăsta. Ăsta, astea le punem așa, de fapt. Ăsta cei, șaman, dă-te drecu. Ăsta cei, blana de lup, astea le punem aici, blanele de lup. Blanele de lup, frate. Ok, și cam atâta păsăresc, frate, să mă. Restul, ia cine ăsta? Sa. Bă, mulți oamenii noi văd, adică bine, probabil au caractere noi, ăsta e de level 1, să asă, 1, să adă, să asă, de ăsta, și-o pus numele Aiurea. De când au apărut peste, văd mulți, bine, adevărul e că ăsta e Dragon, adică e meta nu nou, deci e și logică, sunt mulți player noi, când de-abia au apărut modul, adică, na, pui mei. Da, și v-am zis, mă găsiți pe Dragon, adică hai să vă învăț cum intrați, adică unii chiar nu știu, logout. Unii chiar nu știu, mă enervează. Cum intrați pe ăsta aici, dacă dau închid aici, intrați pe Metin aici, da? O să vă dea pe Polaris aici, da? Voi dați pe Dragon, uite că sunt Phoenix, Scorpius, Orion, așa nu știu ce, da? Dați pe Dragon, uite, zice că e nou. Dați pe CH1, bam. Și aia e, v-ați conectat și aici sunt și eu, frate, uite. Aici caracterul, dau start și aici vă faceți caracterul, dați plus aici, vă-l faceți. Și aia e, frate, uite, sunt pe Metin. Aici sunt și eu, frate. Că nu, poate unii nu mă găsește pumnal, cu cât e asta, cu cât îl vând. Doar la fiar vechi, la fiar, am zis la fiar vechi, ok. Asta pentru cine-i? Nira. Atac 8-11, asta e inutil, e fără sens. Mai bine dau cu pumnul decât să dau cu ăla, să mor eu, frate. Inutil, fără sens chestia, adică uite-te aici, frate, ce damage de ăsta, 80-98. Și există și mai mari, credeți-mă. Unde-i? Zero Yang, ok, îl vând. Îl vând, nu mă interesează, ca să mai îmi elibere, să mai îmi eliberez, să mai îmi eliberez inventarul. Cine mă tot râd de porc, dă te trec. Că mă tot bâlbâi. Floare de piersic, asta o păstrez, că e frumâni. O, trebuie să-mi și deblochez asta. Mai e nevoie de două extindere de inventar, serios? Mai e nevoie de două extindere inventar, ok. Bă, cam atât, ares nu prea aș vedea ce aș putea să vând. Uite ăsta, ăsta n-am nevoie. Vânzarea este impozitată cu 3%. Ok. Bă, filmează deja de 12 minute. Să încheie filmarea sau să mai filmez? Ia ziceți băieții, ziceți-mi acum. Gardian zonă de război. Salut, frate. Deschide magazinul. Da. Până atunci, frate. Nu știu ce să zic. Să mai merg oare, să mai iau niște ianguri de pe animale sau să închei filmarea, bă, băieți, ce ziceți? Ia spuneți-mi și mie ce ziceți. Octavio, cine căcat e frate ăsta? Salut, Octavio, căfă. Ce miros plăcut, nu-mi tafi, ce ai copii? Atunci puțin am venit și se vorba de fica mea. A întâlnit un bărbat care a zăbăcit de tot și a fugit cu el într-un alergat. El este din regatul și a bineînțeles că m-am potrivit. Mă gândeam cu o doamnă din regatul și nu, din regatul și sino. Da, am înțeles. Că vrea să-mi uite că el a luat cum fica mea și atunci semn de la mine. Ce ar trebui să fac? Este singurul meu copil. Bineînțeles că voi da bine, că îi voi da bine. Te rog să te duci la femeia bătrână și roagă să ajute. Nu acum. Păcat că nu vrei să mă ajuți pe curând. Salut, pane, dar n-am chef acum. Da, na, era prea lung, adică să mă duc și în alt regat, alea. Chinuință. De ce mi se blochează jocul în continuu, man? Why, why, why se blochează? De ce? Nu-mi place, hei. Da, băi, băieți, ia uite ce e aici, frate. Mâncați, aș gura ta. Sal, al. Da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Metin. Ori de sombă. Da, și închei. Ia uite ce frumos sunt, ia, ce frumos sunt. Da. Da, Metin, v-am zis, o să apară în fiecare zi la ora 2, adică în locul sample-ului. Și sample-ul, în caz o să reîncep seria, o să apară la ora 6 sau ceva de genul. Și CSGO-ul la ora 9. Sau Metinul la ora 2, la ora 2, doamne, zic la ora 2, Metinul la ora 2,
sample la ora 4 și CS-ul la ora 7 sau ceva de genul. O să văd eu cum o să-l fac. Sau poate ce se postez o dată la 2 zile, bă. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Meti Noise. Asta vă dați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!